Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul Alin de la Străia. Suntem la ședință aici cu patroana, cu Ilie Butelie și cu Miha. Bună. Patroana, prieteni, vreau să vă anunț că e cu Ilie aici, s-a făcut o ședință. I-a dat un avans din salariu, s-a achitat, s-a făcut, e tot ok, Ilie? E în regulă, frate? Toate bune, da? Și ce mai faci, mă, Ilie Butelie? Păi, ce-am rămas cu 50.000, prieteni. 5 lei, patron? Cu 5 lei am rămas din la Uitru, prieteni. Am plătit curentul 20 de milioane, prieteni. Al lui Georgiana și al Urs. 20 de milioane curent. Da. Bravo, patron. Felicitări. Dă-tu-i numărul ăla cu lemnele. Lasă, l-am trecut în telefon. Miha, tu ce părere ai? Ce lemne mi-ai dat al unui menajer ăla? Doamne, ferește. Dacă nu mi-ai dat... Ce-am trecut menajera. Ilie, ești fericit? Ce mă duce acolo? Spune Iurs. Nu știu. Du-te scoală, du-te. Am înțeles că ai pierdut-o pe patroana azi. Da. Nu, că n-ai pierdut-o. Știam că e aici, dar am pus la magazin. Era aici. Aaa. Păi e un număr, dar nu scrie că e de la lemne. Ce zice? E ulică ceva. Zice ceva foaia aia. Și nu scrie nimic, e o măzgăleală. Ce măzgăleală? Tu înțelegi de aici că scrie ceva Iulica? Da, Iulica scrie. Și cine a scris așa? Ca doctorii. Patroană, ai rămas cu 5 lei, nici de suc n-ai bani. Nu mai beam nici de bani. Beui pe ăla și ui că nu mai beau. Ni l-ai luat tu pe ăla. Și ăla pe banii mei. Da. Vezi că nu mă aleg cu nimic. Iulica lemne, da? Ai rămas cu 5 lei, patroană. Da. Da. Ce părere ai, Mihaela, că a rămas patronul cu 5 lei? Ce să mai zic acum? Da. Și-a achitat, și-a achitat datoriile. Datoriile. Și tot mai. Mai da până. Lasă, patronul, când dai, mai dai. Da? Când dai, mai dai. Da. Ce caută girafa mea acolo? Ce să fac? A luat un vânt, las. Ce să faci acum? Aline, gata, uite, mă doare capul. Mă amețui deja. Acum de azi, dacă mi-e rău, n-am niciun ban. Da. Și ce faci acum? Ce să fac? E supărată? Hai? E supărată? Cum să nu fii supărată? Cum să nu fii supărată? Dai că mi-o să-i dai și lui 20 de milioane. Să-i dau, spuneam ce să-i dau acum. Să mănâncă la Rinos. Vreau 20 de milioane la Rinos. Da, să mănâncă la Rinos. Ai zis că poți să stai și fără curent. Da. Să stai fără curent, să-l plătești Rinos. Da. Că mă duc și eu până în casă, patroana. Deci, prieten, patroana a epuizat toți bănuții de la Uitup. A dat tot cașcavalul, patroana. Mai are 5 lei, fraților, 5 lei. Toți bănuții patroanei. Butelie, la cutie. Salutare. Prieteni, am revenit aici cu Sica și cu Davidescu. David, cum te simți astăzi? Bine. Ești în forță? E în forță, David. Bravo, mă bucur. E, dar mai am nasul bun. Și eu mă simt cald, așa. Mă și arde așa pe stomac, prieteni, că n-am mâncat nimic, n-am poftă de mâncare, dar mă arde așa, mă ustură. Trebuie să mănânc ceva neapărat. Azi patrona spunea să încălzim tocană din aia. Nu, tocană să ne umoare. Ba, nu umoare, nu altceva. Știi ce a făcut Sica patrona, să spun ce părere ai? Ce? A plătit curentul. Bravo. A mai avut niște datorii pe la Manet. Da, mi-a zis ea mie. Și a rămas 0, 5 lei mai are. Nu te cred, Adi. Da. Vorbesc serios? 5 lei. I-a dat și lui Lee niște bani și mai are 5 lei nici de un suc. Nici de un suc. Da. Deci a rămas patroana 0. Sună telefonul. Gata, a fost un apel telefonic, Davide. Înțelegiți? Da. Janez? Îți pare rău de patroana că și-a cheltuit banii, David? Nu e vina mea, că dă... Bine, dar trebuia să plătească curentul, că altfel... Nu mai aveam curent. Bravo, David. Era să-l taie. Era să-l taie, da? Era aproape de tăiat curentul. Aproape de tăiat.
Da, voi cam bate în vântul, dar tot e călduț, așa, nu știu. E mai bine. Ori eu cred că stările astea, eu am crezut că le avem de la căldură, prieten, dar am impresia acum că avem noi vreo boală, vreun virus, cred că virusul ăsta mai mult de, am zis și ieri de el. Hai, de da. Ne simțim noi așa fierbinți, calzi. Miha, mâinile, tu picioarele. Ești fierbinte? Da. Ha? Mâinile, picioarele. Adevărat? Da, ne doare mâini, picioare, totul. Și simți că ai temperatură la picioare și la mâini? Nu, da. Da, așa simt și eu. Și tu la fel? Da. Wow. Îmi simt că îmi iar picioarele. Și ce facem? Mușchi. Ești din casă, Miha? Pe unde duci? Credeam că mi-ai mie și mie trepiedul. Păi am uitat, am crezut că intri acum iară, Miha. Ce e cu tine? M-am supărat să vă dau ture după și înainte și înapoi. Cine te supără? Toată lumea. Patrona? Te supără patronul ta? Yo! Yo, man! Băi, zic că ce mai știi de Ion Dileaua? Ion Dileaua? Stai să-ți spun ultima bombă! E bine, lasă pe Ion Dileaua, că acum mi-am amintit și ce a spus Aristica seară. Că ai o problemă la o supapă de la inimă și că doar un doctor de la Târgu Mureș, copilul lui Baron, nu te mai salvează. Mă rog că el m-a sunat el și m-a întrebat. Păi el a zis asta și a preluat Vlad subiectul. Tot YouTube-ul aseară vorbea de tine, că trebuie intervenții, trebuie remene 7D la inimă. Păi eu n-am văzut nimic, frate. Copiii, stați puțin. Păi m-a sunat de mine când eram la tine aici. Și mi-a zis, m-am dus la doctorul cardiolog. Băi, a zis, băi, eu nu... Auzi că te trimite la Târgu Mureș. Am zis, nu mă duc până nu am analizele făcute. La băiatul Neamărin. Și analizele eu le iau miercuri. Sunt gata analizele, că le-am dat. Am făcut premiera care am arătat. Doar miercuri îmi dă rezultatul. Și miercuri îmi dă rezultatul la analize și după aia, joi, vineri, merg la cardiolog. Deci Aristica are o informație eronată? Păi da. Păi de ce spune așa? Păi el mi-a zis ceva. Stai, sună și cheamă-l în coace. El mi-a zis ceva de... Ia de un telefon. De fratele lui Baron. De un telefon să vină în coace să vedem ce spune. Păi dacă crezi că o fie acasă? Cred că e acasă, nu? Ăla stă acasă, nu? Stă acasă. Păi e noaptea deja. Pepene? Da, i-am găsit un pepene fără sâmbur. Sică l-a adus. Da. Da. Eu ți-am adus un fiecare de și ieri, de la alte. Leonardo, eu mă rătinat. Am zis. Să da. Ai acolo. Prieteni, ce credeți? Că mama întâmpină o problemă mare la mașină. Deci are o problemă la mașină, mama zic că i s-a rupt cureaua de accesorii. Da, cu rola de întinzătoare. Păi rola nu cred că are treabă, s-a rupt doar cureaua. Nu. Părerea mea, ba da. Păi de ce s-a rupt? S-a rupt, e de mult veche. Alea sunt consumabile, gen, să schimbă. Auzi, vezi că... Aristică, te așteptăm... Te așteptăm la mine aici să plecăm la Târgu Mureș la doctorul ăla lui Baronul cu sică. Da, are acolo o problemă. Pe unde ești? Să nu mai bea cafea. Auzi, s-a făcut info aseară, ascultă-mă. Auzi că cafeaua de la Gardul Roșu te-a dus în starea asta, auzi. Păi de acolo e. De acolo e? De acolo e. Vezi, are sică că nu se lasă. Unde ești? Vino încoa. 6-7 cafele. Nu mai acum, beau două pe zi. Aristică, vin la noi. Și... Hai că vreau să te sun că să vii acolo și să iei luăm fibrul ăla să ducem pe Lombard. Hai, vin încoa. Ce să iei? Nu știu. Să luăm aragazile alea să le ducem acolo. A, aragazile, hai să le vindem. Hai. Hai. Hai, te așteptăm. Ce-i patron, ai nervi? Am ieri că muncesc în gurică cu mâna asta pocită și am plătit 20 de milioane la curier și tot mai e 10 milioane. Da. Lasă că stai bine, ești în parametri. Stau bine. Stai bine, lasă. Da, că zice toată lumea că nu sunt eu bună. Reșeurile care stăteam prezi. Păi vezi? Da. Stau bine patrona pe miliarde. Stă bine patrona pe miliarde. Ai vrea, a vrea ea. Reșeurile, vezi? Reșeurile,
Bă, când am intrat la ei, când erau, se făceau renovările aici, era în casă, știi și tu foarte bine. Bă, câte reșeuri am văzut. Da, știi, patroană, că asta iarnă, când noi eram la spital și era frigul la mare. Și casa era singură, nu era nimeni acasă. Ușile deschise și centrala pornită. Da. O lună de zile. Nu cred așa. Lasă aia, lasă că nu era nimic acasă. O seară de zile. Dar stăteare, eșeurile, suma, le țineam prindă și nu le strângea nimic. Și lăsare șeurile în priză și ziua. Și ziua și noaptea. Păi ce să mai spun ceva, țâcă, nu mai spun... Patroana, auzi ce-am auzit? Cade vină. Auzi țiganii în șatră la noi cum fac ăștia de la Strehean. Auzi, fac economie, nici duș nu fac mult, să nu consume apa. Hai că și eu am auzit. Și la noi stătea reșeurile și ziua în priză. Bine. Deci... trebuie să facă economie. La noi cine trebuie? Zi, patroana. Ce să fac? Nu știi să ia English? Tu ce era English? Bă, tu cu ursul nu sunteți drugă de coceni? Ce e aia? Nu știi să cetii la contumal English? Ce e la English? Ca să le dăm prin telefon. Seria contorului? Da. Indexul, mă. English. Mă, omule, tu și la ursul sunteți drugă de coceni. Dacă vă vine atâta bani la corect și prătiți în prostie, că n-aveți capul, capul-i dus la baltă. Nu te ia English acum și dă English. Eu nu știu să citesc English. Atunci, English, în engleză, în ce să citesc? Atunci, uite, muncim pentru corect. Mă, patron, ce e English? Noi nu mai ziceam să merg la Herculane. Pe ce să mai merg la Herculane? Păi mai e 5 lei. Cam am 5 lei, am plătit corect. Bine, cum să ia English-ul ăla, că nu, eu nu știu. Hai da cu mine cu caiet. Păi nu știu să citesc. Hai da sică cu caiet. Patroana m-a încercat. Degeaba, Ali, du-te cu sică și el. Eu am fost odată, am stat o oră lângă contoar și nu știu când apare ăla, că apar mai multe numere pe contoar. Cu caiet, o baroi, căpiți. Unde apare mai multe? Pe contoar acolo, să schimbă cifrele, să fac. Da. Apar, dispar, nu e așa? Da. Și ziua nici nu se vede. Tu nu știi, hai dacă știi vede. Noaptea se vede. Bă, cum vine ăla și te aici English acolo? Omul lucrează acolo. Lucrează acolo, dar trece mai mult ca deșteptul și voi sunteți prost. Bă, cum să treacă mai mult? Ce câștigă dacă cum trece mai mult? Câștigă, că să câștigă statul. Deci statul ne arde. Da. Și noi de ce nu l-ar pe el? Trebuie să ai English și trecut, știi cum e English, cum era la benzină. Pe una e la benzină, că luam alea de pe pompe, de la contoarele, de la bazine. De pe pompe. La bazine, știu, dar aici n-ai cum să iei English-ii. Că licăre becul ăla, dispare, apare, dispare. Mă, omule, hai la bebe, la bălțați acolo la biștire, să vezi cum sunt. Hai să vezi că omul știe. Păi hai până la el să te învați. Patroana, eu nu vreau English-ul la mine, nici nu mă interesează. Ia-l pe ursul și du-te la bebe. Păi curentul vostru. Păi nu-i pasă lui ursul. Cum nu-i pasă? Nu-i pasă de curent. Păi atunci ce-ți fac, patroană? Ție-ți pasă de factura mea de la curent. Și atunci ce să fac? Să stai în tuneric după el, care nu e English. E English. Da, uite el după Leonardo. Uite, a trecut aici, Georgiana, lunile. Uite-vă ce trebuie. Poate cu lunile, dar English-ul nu. Păi asta trebuie, pe acum trebuie să le cetim. A dus până în 20. Și acum cât suntem? Mă, patron, am stat lângă contorul jumătate de oră. Nu se vede nimic. Nu se vede, n-ai ce să treci tu. Patron, n-am fix. Hai să ne învață bebe la piscină. Unde merg acum să caut pe bebe? Am treabă, vine Aristică. Sică e bolnav, îl doare inima, trebuie să meargă la Târgu Mureș. Ce faci cu Târgu? Să-l ducă pe Sică la Târgu Mureș, care are probleme la inimă. La copilul lui baronul. La fratele. O ce la București, la Rino, acolo. Păi da, dar i-a zis Aristica că nu la Târgu... Pe el la Rino și i-a zis Aristica că nu la Târgu Mureș să rezolvă. Deci? Nu știu, Aristica l-a consultat pe Sică ieri. Da. Ce-a zis? Da, mă, dar Aristica a avut live aseară, nu? Parcă da. Și în live a zis da, problema a fost, mea. Problemă mare. Da. Știu că nu am făcut nicio mâncare, m-am muncit timp de două zile, luăm pe papi înapoi. No, no, mi-a trimis un suc papi acum de ocola. A, te-ai vândut pe un suc? Și o cafea. Un suc și o cafea. Băi, Sică, vezi? Mi-a trimis pe Ilie. Păi eu am avut. Vezi, Sică? Ieri m-am dus să-mi iau tratamentul și am stat puțin
Asta deci puțin patrona vrea să spună și că lăsat-o să moară de foame. Patroana, între timp, a făcut pregătirile care le-ați văzut cu uite, aș mânca și eu o ciorbă, care țin. Du-te la papi, acasă să-ți facă ciorbă. Acasă, la el. Da. Vă l-aduc aici, uite, să facă acolo, la oala de pământ. Adu la tine, patroana. Bă, papi vrea să te corupă, te cumpără pe un suc. Cu șobolan de pe a? Bă, ursul nu-l primești, tu nu-l primești, cine, unde să-l duc? Păi nu e vorba că nu-l primim, nu e vorba de asta, auzi și tu nu-l primești. E vorba că am renunțat la el ca bucătar. Și atunci cine ne face ciorbă? Sică! Da, ai vrea ciorba împreună. La grec? Face sică o ciorbă la grec. Ești de acord? Ciorba la grec. Ia treabă, cum se face? Faci sică, du-te și fă o ciorbă la bucătărie. Da. Nu o spune pe ce. Ia treabă, cum se face ciorba la grec? Face sică o ciorbă la grec, dar e poftă. Da. Știi că da, du-te la grill, acolo comandă, bagi în ceaunul patron și zici că ai făcut-o tu. Păi da, eu am multe idei în cap. Te duci la Luci și spui că are patronul ciorbă de pofta la grill, nici nu o plătești. Așa îți dă și de la grill, nu dau bani ideea. Îți dă de la grill 10 ciorbe și le pui păi o oală. Dar ce mai spus așa acum? Trebuia să aibă o oală de pământ de aia, că a făcut-o el. Vezi, ne-a auzit, trebuia să-i facem manevră. Altă dată, altă dată. Uite, uite până atunci. Și să iau o oală da. Și să aduci făcută, gata. Uite. Păi o face sică la grill. Care are da. Bucătăria mai mare acolo, are spațiu. Nu, la birou la el. A, la birou la el, la Gardul Roșu. Nu știe ce fac ala grec. Dar nu uite patron. Îl luăm pe mil ca patron, dar cu ce mai plătești? Cu 5 lei. 5 lei care le iau. O să cumpăr un vițel să vină mil ca să-l facă. Nu mai îmi trebuie... Vițel nu mai întrebuie nimic, că am 5 lei, cu ce mai fac? Eu zi patroană. Bă, mamă, eu am sobă de tiracotă, mi-au o mașină de lemne și îmi bag o roabă de lemne și în sobă și îmi fac căldură. Să văd ce face tată, stă la Rino toată iar. Bă, poate la sopa de la patroan din cameră a rămas acolo? Păi da, merge sopa. Bravo! Care a făcut-o bă! Super, da, aia din bucătărie, de ce ai spart-o? Spart-o ca să nu mai întrebim acolo, să nu mai stau. Mamă ta să gătească pe sală în casa mare toată iarna, să miroasă casa deșini. Păi de aia ai spart-o casa soba. Mare. De aia ai spart soba. Da. Doamne, păi nici nu vine nimeni în bucătărie la tine. Să văd cine tu o să înghezi de frig la iarnă. Tu cu mamă ta să stai pe hol toată noapte. Păi și tu ce faci? Stau în aia mică, acolo, cu oala aia care a cumpărat-o tatăl tău. Și pun în priză să-mi fac ciorbă și mâncare. Și mănânc numai la oala aia. Mănânc numai la oala aia, nu mai gătesc la trebuie să pui ceva să facă căldura acolo. E o sobiță din aia mică. Și dacă pui o sobiță din aia mică, știi câtă căldură se face? Nu mai trebuie să fac lemne, eu să fac foc, e mie bătâi. Dacă eu pot să fac sobă. Mie nu mai trebuie nimic, am condiții. Am sobă de tiracotă, am oală care gătesc în ea, la corect și asta basta. Mi-a dus și fata mea de la restaurant, de la Grillo, făcut gata. De la Grillo? Da. Sau, acum, până la iarnă, o să vină Nora nouă, care... Care e Nora? Nu vei că n-aduce niciunul. O aduce... N-aduce niciunul, noror, nu sunt în stare, n-au puță. Și nu le ia nicio femeie. Una o să vină din ele. Lasă-mă că vorbesc numai din lima ta. Acum că am dat banii mei și mi-a rămas 5 lei. 5 lei am rămas, că am crezut că mă duc și eu la Herculane cu banii. Cu ce să mai mă duc? Ce facem cu aia 5 lei? Ce fac 5 lei? Ce mai mi-a rămas, am dat lui Ilie? Poate 5 lei mi-a rămas. Eu muncesc de-ageaba aici am fost. Băi... Ăla le-a mâncat la Rino, mai cerea de la mine să fac curentul, e plătit. Să-mi țin pe Rino acolo. Pe Rino! El are un secret că stă acolo, Aline. Are. Ce are, mă? Să stă singur pe TikTok. Toată noaptea să nu mai zică nimeni, oprește-te de pe TikTok. I s-a făcură oți în cap ca la... Dar mai și când mergea patronul în scenă și îl găsea la 7 dimineața pe TikTok și țipa, când era în live. Da. Da. Pe să trezește de la 6 și ceva în picioare. Da. La 6 și ceva în picioare. La bă, ursule, Inghi și nu le iai. Da. Bă, Inghi și la corent. Nu-ți pasă de Inghi. Hai bine. Inghi și...
Ce facem cu Ingrid și Isica? Și dacă nu se vede. Sună pe cineva de la electrică, te rog, și cheamă să ia Ingrid. Așteptăm să vină noaptea ca să ne uităm. Cheamă un sudor de ăsta de la electrică. Nu știu pe niciun. Dar ce mă duc eu la bebe aici? La bebe. Da, ăștia nu se descurcă. Lasă că a venit Aristică, îl întrebăm dacă știe să ia English. Da. Ce sunteți drugă de coce, nu știți să luați English? Mă, patronă, s-a pus English-ul pe capul tău? Puține de oameni, de pățim sute de milioane la curent. Dacă nu luați English. Dar Mihela nu știe, la pupești, la el nu vrea English. Ia la știe ce zi, copilărie m-am angajat la Enel și am învățat. Dar Popescu nu citea English-ul. Tu crezi că Mihaela știe de toate, știe să dansează, știe să cântă și altceva, Mihaela. Să cântă și să cânti. Da. Cântă o melodie cu patroana. Și ce lipsea, să cânti o melodie cu patroana. Da, e focul meu. Da. Mai bine pune să o fă, să joacă din buric. Aia știe. Nici să dansează, mai știu de cum am a uitat. Nu mai am voie nimic. Ce bun a uitat. Uite, da. Ce a sărbit, s-a făcut cocărâns. Hai să, nu, fii atentă. Face patronul o melodie de dans de ăsta oriental. Ce cântă în arabă. Păi nu, că Olga vibrează de zis că vine cu tremurul din 7-7. Ai văzut ce vibrații bagă Olga? Am văzut. Da, unde e Olga, patronă? Lasă-mă, Aline, nu mai adă mintea și de Olga de Bogdan. Spui că noată Olga când dansează. Patronul, mă auzit altă veste despre Olga. N-au tăiat o rabator că au confundat-o cu un porc. Auzi, au băgat-o în coteț unde e crescătoria de porci și nu-i mai dă drumul de acolo. E printre porci. Lasă-o să muncească și aia, că a imaginează-o pe Olga într-un de la. Ia cu câta vreo muncă să muncească. Uite, muncesc eu de-aziaba unde filmez și le-am dat la corect. Doamne. Așa să duc bani și la mână. Eu stau și mă întreb de fiecare dată. Câtă calmitate poate să aibă Bogdan? Bogdan original? Deci... Ce calmitate este? E prea calm. Ce calmitate? E frumoasă, tu gătăși o muiere așa. Că tu nu gătăși una de așa. Nici pe jumatea lui Olga. Calmitatea... Știi că nu vreau să-i dăm detalii, dar ai pierdut-o pe Olga printre degete. Când te-am rugat, Olga, de ce n-ai luat-o când ai... Nu am rugat pe să ce mai vrei, nevastă ca Olga, pe bune nu mai găsești. Nu-ți dai seama, mai îmi trebuia ceva la dar bani nici, Olga. Dar nici doctorul de la Târgu Mureș nu te mai repara. Păi nu, că îmi făceam programare, îmi făceam programare la nebuni. Ce nebun, dacă nici ăla de la Târgu Mureș de face transplanturi nu te mai repara. Cam așa de forță aia treia să-mi stea în cuier, să o țin în cuier. Doamne, înțelegi? Olga, mai spart o fiere până la Timișoara. Da, da. La dușul. La Murocaco, cum? Păi ce, mă? N-a spart fierea în el. Serios? S-a enervat la până a făcut o criză de fiere, s-a spart fierea. S-a enervat pe bune până a ajuns la operație. Mă, ce ai? Mor. S-a enervat diamant. Da. Și s-a spart fierele el. Mamă. Și unde am adus aia minte? Când s-a certat cu tată tău Larino. Și a ajuns tată tău și a scârâiat-o pe ochi. A. Atunci a luat bagajul și a plecat la diamant. Da, s-au bătut cu mocul. S-au bătut cu măturile, cu mocul. Nu, cea mai... Nu. Cea mai tare luptă a fost aici, cu Luci, când a legat-o cu furașul. Da, băi, aia a fost. Ai văzut pe TikTok la mine? A fost da. Mondială. Ce faci? Bă, uite, vorbeam aici să pleci la Târgu Mureș cu Sica. Mă, Aristică, tu faci planurile fără mine? Adus unul sub la patrona. O, mulțumim, Aristică. Farfurile nu le-am adus, că știu. Las, le-a adus. Știi cum ți-aduce farfurile? Trine! Nu m-a lăsat Irina, că știe cum să-i aduc. Bă, lasă, farfurile. Auzi? Uite, papi, auzi să nu mai țin pe sâcă, mă atâmesc o cafea și o cola. Îi dă mită la patroana, câte un suc, câte o cafea. Au să le-am înapoi. E bine, patron, e bine. Șeful nostru, până am cine face ciorba, ce șef ciorba la grec de la sâc? La grec? Da, la grec. Și nu comandă că ți aduce Luci imediat. Cu ce ziceau? Asta am zis și noi. Lasă-mă, patroană, acolo te aduc ciorba. Mă duc eu la Luci acolo, iau ciorba la grec, o aduc acasă și gata. O făcui pe drum, pe acolo, la grill, pe acolo, în bucătărie. Auzi, am făcut una. În pușterie, o fată m-a avut acolo. Patroană, scuze-mă că te întrerup, ține pe minuțele. Doamna Elena
moderatoarea noastră a tuturor, m-a trimis la tine să-ți iau aragazele alea, să-ți le duc la fier. Vezi ca și e, vezi? Ca și e. Du-te, Aristică. Păi stai, nu la fier. La fier. La fier, la fier, da. Nu. A văzut, doamna, că le-am adunat. Aragazele? Da, mă. Și câți bani pe ele? Cât o fi, cât o fi, mergi cu mine, le duce... Și așa, Rițică, și tu mi-a... Ei 10-15 milioane. Bă, Rițică, și cât... Bă, ai două tone de fier. Bă, Rițică, și ce mi-a rămas de la uitul? 50 de lei. Am plătit curentul 20 de milioane. Ce-mi puneau ăștia reșeurile astea iarnă, să ne-a putut cu noapte. Și mi-a rămas, am plătit curentul. Cum stăteau reșeurile și ziua și noapte? Dar mașini de spălat ai? Ce e pe acolo să pună, tate, să rădică și ea, să pună la Aristică în mașină? Auzi, tate.